Doamne ajută tuturor, iată-ne ajuns în această a treia duminică din acest post al Sfintelor Paști și continuăm șirul de cateheze, de convorbiri folositoare de suflet pe temele acestor duminici din post cu preasfințitul Părintele Episcop Siluan. Înainte să începem, cerem binecuvântare și împreună să-l cuvintele de învățătură. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, Împărate Ceresc, Mângâietorile Duhul Adevărului, care pe noi și toate împlinești vistierul, bunătăți de de viață, vină să se rășești noi și ne curățește pe noi toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Prea Sfinte Părinte, binecuvântați! Pentru rugăciunile stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și ale tuturor sfinților tăi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și mântuiește pe noi. Amin. Prezența voastră, suntem în a treia duminică. Biserica ne-a orânduit Sfânta Cruce ca și punct de reper în această perioadă. Au trecut trei săptămâni. Trei săptămâni, mai urmează alte trei și apoi să intrăm în săptămâna mare. Am auzit astăzi Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Marco, care ne îndemna cei care doresc să-și ia crucea, să se lepe de sine și să-L urmeze pe Hristos. Care sunt uh, explicațiile și care sunt cuvintele cu care putem să încheiem această duminică și cu care putem să ne hrănim mai bine. Da, înainte de toate, e bine să știm că Duminica aceasta a primit deja semnificația deosebită și uh, rostul pe care îl are până astăzi, deja din secolul VIII. Adică, deja se cunoaște un cuvânt al Sfântului German al Constantinopolului, care undeva între 715-730, deci la începutul secolului VIII, rostea un cuvânt în această duminică referitor la cruce și la rostul, rostul și al răstignirii. Pe de altă parte, deja în secolul 9, să știe că în săptămâna care urma după Duminica a 3-a, când se scortea spre închinare Sfânta Cruce la Constantinopol, erau zile de închinare la o bucată din Sfânta Cruce. O bucată, o bucată mare care era atunci la Constantinopol, la catedrala patriarhală de acolo și chiar se o rânduia ca marți și miercuri, în săptămâna care urma după duminica aceasta, bărbații să se închină, să se închine la cinstita cruce, iar miercuri și iar joi și vineri, marți și miercuri bărbații, joi și vineri femeile se închinau la cinstita cruce, după care se ducea din nou, crucea se lua din biserică și se ducea în Palatul Patriarhului. Apoi, deja în secolul XIII, duminica aceasta e resocotită a treia închinare a crucii. Prima închinare era socotită pe, 11, pe 1 august, pentru august, când se scotea crucea. La fel se ducea la, la, catedrală și se mergea cu ea în fiecare zi prin unul din cartierele Constantinopolului pentru curățirea de boli, de molime, curățirea aerului, binecuvântare. Era luna cea mai caldă, bolile puteau să prolifereze și era obiceiul acesta să se scoată în fiecare zi în câte unul din cartiere cu crucea și să se ducă înapoi înainte de 15 august. Și apoi, bineînțeles, era înălțarea Sfintei cruci pe 14 septembrie. Și duminica a treia din post era socotită a treia închinare a crucii. Acum mai bine să înțelegem ce rost are această duminică și cum cerostare o ea la mijlocul postului. Pe de o parte, se știe că perioada postului era o perioadă de cateheză, o perioadă de pregătire a celor care urmau să se boteze în perioada în sâmbăta mare, în sâmbăta dinainte de înviere. Dar pe de altă parte, se socotește că la această duminică, crucea este ca un semn de popas. Adică, primele săptămâni ale postului sunt cu osteneală, cu o nevoință. Omul face un efort ca să țină calea postului. Să pregătește, să liniștește Și caută să Să curățească de păcate Și așa mai departe, să se pocăiască Însă Ca o încurajare Și ca un Reper la care Este chemat să ajungă Să pune ca pe un vârf de culme o cruce în, de multe ori la noi pe vârfuri de munte, pe vârfuri de dealuri, există o cruce, să pune o cruce, este crucea de pe Caraiman, este... Nu mi-aduc aminte când eram copil, era o cruce, nu departe de unde erau bunicii mei, județul Alba, prin țara moților. Așa și în vremea postului, crucea Mântuitorului Hristos este pus ca un standard, ca un punct de referință, ca o culme de pe care să se vadă deja punctul de sosire. Ea e socotită la jumatea postului, pentru că zilele postirii sunt socotite 40, adică uh, socotite primele șase săptămâni. Și... Săptămâna pătimirilor este pusă cumva ca într-un fel de coroană a celor prime șase săptămâni de postire. Uh, într-un fel, uh, și rânduielile din, uh, din slujbe spun că uh, se încetează să mai facă uh, metanii mari, deja din, uh, vinerea seara dinainte de uh, învierea lui Lazar, și deși Săptămâna Pătrimirilor vorbește mult de tot ce a suferit Domnul Hristos pentru noi, Mântuitorul Hristos pentru noi, este o săptămână de proslăvire, este o săptămână care deja anticipează uh, învierea. Și duminica aceasta anticipează învierea, pentru că noi cântăm închinându-ne la Sfânta Cruce, crucii tale ne închinăm și situația și Sfântă în viața ta, o cântăm și o slăvim sau o lăudăm și o slăvim. Adresarea aceasta se aude practic în fiecare duminică, când se scoate Evanghelia, după ce se citește Evanghelia Duminicii, Evanghelia ieri la o Se aduce Evanghelia în mijlocul bisericii pe tetrapod, și se cântă în vierea lui Hristos văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unei acele fără de păcat, cruci ne închinăm Hristos, Sfântă Sfânt în ta, cântăm și slăvim că Tu ești Dumnezeu nostru, afară de Tine pe altul, nu știm numele Tău numim. E o cântare care cinstește deodată împreună, într-o împletire, într -o împreună uh, uh, într-o întrepătrundere răstignirea, pătimirea, crucea și învierea. Într-un fel, noi nu, nu putem să separăm, nu putem să, să despărțim crucea de înviere și învierea de cruce. Teologia medievală care într-un fel exacerba și punea în evidență mai mult răstignirea decât învierea, a ajuns să piardă din vedere bucuria înviere. Pe de altă parte, mai ales teologia neoprotestantă, protestantă și neoprotestantă din uh, ultimele veacuri, înainte de secolul 20, a ajuns la extrema cealaltă. Vorbește de înviere, uh, totul este câștigat, totul este împlinit și lasă deoparte tot ce e legat de pătimire de suferință, de cruce, pentru că totul s-a terminat odată cu pătimirea, moartea și învierea lui Hristos. Ceea ce parțial este adevărat. Doar că ceea ce trăiește Mântuitorul Hristos, Dumnezeu omul, Dumnezeu care s-a înomenit pentru noi și a noastră mântuire, ne pune se pune înainte ca o, uh, ca un exemplu, ca o pildă, cum se spune, chiar Domnul Evanghelie, ce v am dat vă o pildă. Adică exemplu uh, pentru că vindecarea față de tot ceea ce tot răul și toată suferința și tot neajunsul care a venit prin căderea Adamului celui vechi în rai Ne vine practic Prin înomenire Înomenirea Unuia dintre ime Fiului și cuvântului lui Dumnezeu Cum îl numim La antifonal doilea la liturghie Unul născut Fiule și cuvântul lui Dumnezeu Și Într-un fel Ceea ce Adamul cel din tâi N-a știut n-a putut să împlinească, vine și împlinește Adamul cel nou. Adamul cel nou nu numai că împlinește și completează ceea ce Adamul cel vechi n-a știut să facă, ci el ne descopere firescul, ne descopere gândul lui Dumnezeu. Cum vede Dumnezeu dezvoltarea omului pe care l-a zidit după chipul lui spre asemănare, într-o asemănare. Cum se dezvoltă și cum vede Dumnezeu care ne-a zidit după chipul lui asemănarea cu el. Și vine el însuși și ne arată cum este să ne asemănăm cu el. Și care e calea prin care noi putem să purtăm și să depășim în noi moștenirea căderii, moștenirea Adamului celui vechi, care ni se transmite prin nașterea din tată și din mamă și pe care o suntem chemați să ne-o asumăm, să ne-o însușim, deși ne am născut din nou, din apă și din duh, prin botez. Și calea pe care suntem chemați să facem acest lucru ne este descoperită în Evanghelia de astăzi pe care vă propun să o vedem uh, împreună. Uh, și citim Evanghelia de la Matei și după aceea vedem uh, cum uh, să îmbină ea și cu uh, Evanghelia de la Marcu. Vă propun să citim întâi Evanghelia de la Matei și din prim, pe prisma acestei Evanghelii să vedem cealaltă. A zis Domnul Cenicilor săi dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze mie. Că cineva voiește să scape sufletul, îl va pierde, la cine își va pierde sufletul pentru mine, îl va afla. Pentru că ce va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă? Iar sufletul său îl va pierde. Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Că fiul omului va să vină într-o slavă tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Adevărat grăiesc vouă, sunt unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe fiul omului venind în împărăția sa. Și iată Evanghelia de la Marcu, care e similară și în același timp are nuanțe. Zisa Domnul, deci Evanghelia pe care am auzit-o dimineață, oricine voiește să vină după mine să-l se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze, să urmeze mie, să-mi urmeze mie. Că cineva voi să scape viața și o va pierde, vorbeam la Matei de suflet, aici vorbim de viață și în Evanghelie ele sunt socotite sinonime în expresiile acestea. Cine își va pune sufletul, că zice păstorul cel bun își pune sufletul pentru ele sale sau își pune viața. De multe ori și în, în terminologia greacă este psihi mai degrabă decât, decât bios sau zoi. Cine va voi să-și scape viața și o va pierde, ea cine își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelia, același o va mântui că ce folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său. Că de cel ce se va rușina de mine, aici este un plus față de ce am văzut la Matei, de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta desfrânat și păcătos și fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava tatălui său cu sfinții îngeri. Și le zicea lor, aici revenind la Evanghelia de la Matei, Adevărat, grezvă, că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Perioada pregătitoare și perioada pe care am trăit-o în post are și un rost pedagogic, să ne arate limitele să ne arate limitele, să ne arate cât de drept și cât de adevărat e cuvântul Domnului care zice fără de mine nu puteți face nimic. Pentru că pedagogia aceasta are o urmare și are o reciprocă, am putea zice, în matematică este teorema și este reciprocă cei care știți matematică. Fără de mine nu puteți face nimic, reciproca, cu mine puteți face totul. Și într-un fel, Pedagogia lui Dumnezeu și în Vechiul Testament a urmărit lucrul acesta ca să ducă pe om să înțeleagă că El are nevoie de un mântuitor. Are nevoie să urmeze celui care vine și care ne zice Eu sunt ad calea adevărul și viața. Care ne zice am venit în lume ca lumea să aibă și să aibă, ca lumea viață să aibă și să aibă din belșug. Și care zice veniți la mine toți cei ce și îmbogărați și eu vă voi digni pe voi. Deci conștientizarea noastră e mai mare după perioada aceasta cu privire la necesitatea, la nevoia pe care o avem și pe care o are tot omul să vină după Domnul, să urmeze Domnului, să împlinească ceea ce Domnul ceea ce Domnul pă, propune, să, să, facă părtaș la nou la Adam, pentru că ce aduce în omenirea lui Dumnezeu este un nou început, o nouă, o nouă întemeiere cu privire la firea omului. E o, o, o nouă umanitate, practic, în Mântuitorul Hristos, să pune temelie la o nouă umanitate, sau cum zicea părintele Ilie Moldovan, Dumnezeu să rodinească de la Sibiu, profesorul nostru de teologie morală, ne spunea că întruparea lui Dumnezeu, venirea în lumea Mântuitorului, schimbă, a schimbat condițiile ontologice ale existenței. Adică a schimbat, a reașezat firea omenească. Și asta e marea binecuvântare, marea bucurie, asta e buna vestire a înomenirii lui Dumnezeu, a venirii lui Dumnezeu, a întrupării lui Dumnezeu. Pentru că, practic, ceea ce în Adam s-a -a stricat, s-a pierdut uh, uh, și-a pierdut uh, țelul se regăsește înnoit împlinit, dus până la capăt în Hristos, în Mântuitorul Hristos. De asta însă Domnul ne spune limpede, vrem să mergem pe calul lui, Doamne vreau și eu să fiu ca tine, cum spune, dacă vă aduceți aminte, orbul care zice vreau să urmez și și zice du-te și spune celor tuturor ce vă de acasă, ce bine, cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu, Domnul ne spune că revenirea și ne arată prin calea pe care a mers el și pe, prin faptul că el s-a botezat cu botezul cu care s-a botezat și a băut paharul pe care l-a băut. Vă aduceți aminte dialogul acesta cu cenicii care cer sau mama fiilor Zevedei sau cei doi fii Ioan și Iacov cer eu, Doamne, să stăm, în ne să stăm de -a dreapta ta și de stânga ta într slava ta. Și Domnul zice, veți putea oare să vezi paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez? Și ucenicii zic, putem. Zice, da, o să vezi paharul, o să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu, dar asta de-a dreapta și de stânga mea este tat al tatălui meu, tatălui meu hotărăște. Da, Domnul ne spune prin Evanghelia de azi că al urma nu este o poveste, nu este așa una pasejata cum se spune în italiană. Nu e o, așa numai o, o plimbare. Dacă voiește cineva să vină după mine, să ia, pe ca, să ia calea mea, să urmeze ceea ce am împlinit eu, am trăit eu, să-și ia crucea. Să-și ia, adică crucea sa, și să urmeze mie. La Luca, să mai adaugă un mic detaliu. În fiecare zi. Ce înseamnă să-și ia crucea sa? Ce ia în cruce mântuitorul nostru? Neputințele noastre a luat, bolile noastre le-a purtat. Adică, când se își însușește firea omenească, rămânând desăvârșit Dumnezeu, neștirbit, ne... nemicșorat în vreun fel, neschimbându-și firea sau fierea Dumnezească, deci rădăcina este a fi, trăsătura de a fi, care nu are început și nu are sfârșit, își însușește natura umană, Umanitatea, statutul de om, în afară de păcat. Dar înseamnă că și însușește urmările a tot ce a însemnat păcatul și toate urmările păcatului, nu numai de la Adamul cel din tâi până la el, dar și de la el până la sfârșitul lumii, până la ultimul fiu al omului, fiu născut dintr-o femeie pe pământ. Și în felul acesta este părtaș la tot ceea ce ne caracterizează în afară de păcat. Dar e păcat la neputințele noastre, la bolile noastre, la suferințele noastre și după cum am văzut din viețuirea și din pătimirile lui, este împreună pătimitor cu noi. Este interesant de... Citit un pasaj, un pasaj din uh, care se întâlnește la uh, la Evanghelia de la Luca, în care găsim următorul lucru, găsim uh, un text care vine din capitolul 61 de la, de la Isaia, și în care se spune, adică ne dăm seama în ce fel Dumnezeu nostru ia asupra lui și ce, ce înseamnă compătimirea. La Mântuitorul. Și, m mă numai acum, imediat găsesc textul acesta. E un text care se citește de fiecare dată pe ziua de 1 septembrie. Așa, imediat partajez. Iată ce citim aici la, la versetul 18. Am cursorul pe el. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului. Deci iată Iată felul în care Dumnezeu compătimește, compătimește cu noi. Și putem să ne ducem direct la cartea lui Isaia și să vedem poate mai pe larg un pic textul acesta, Mai complet, Duhul Domnului este peste mine, că Domnul mă o să binevestesc săracilor, a trimis să vin de pe cei cu inima zdrobită, să propovădesc celor robiți slobozirea și celor prinși în războaie, război libertate, să dau de știre un an de milostivire al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe cei întristați, celor ce zeles Sionul să le pun pe cap cu nună în loc de cenușă, unde lemn de bucurie în loc de veșminte de doliu, slavă în loc de de ei vor fi numiți stejarei dreptății, sad al Domnului spre slăvirea Lui. Ei vor zidi pe, vor zidi pe vechile ruine, vor ridica dărâmăturile de altădată, vor reface cetățile distruse, pustiite din neam în neam, oameni de neam străini vor veni și vă vor paște turmele, feciori din al neam vor fi plugarii și vierii voștri. Și voi, voi veți fi numiți preoți ai Domnului, slujitori ai Dumnezeului nostru, bunătățile popoarelor, voi le veți mânca și cu averile lor, voi vă veți mândri, fiindcă o cară lor este îndo era îndoită, bajocură și scupăieri au partea lor pentru aceasta, îndoită în pământul lor vor moșteni și de slavă aceea de pururi ei se vor bucura. Că eu sunt Domnul care iubesc dreptatea și urăsc ră răpirile de drepte, eu le voi da cu credincioșie plată roșie și legământ veșnic cu ei voi încheia cu nume mare va fi neamul lor între neamuri și urmașii lor printre popoare, toți cei ce îi vor vedea vor da mărturie că ei sunt un neam binecuvântat de Domnul. Bucuram-mă voi într-un Domnul, săltava de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, că m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, cu veșmintul veselie, m-a acoperit ca unui mire, mi-a pus cu nună și ca pe mireasă m-a podobit cu podoabă. Aici clericii, preoții, recunoașteți de unde vine din capitolul 61, rugăciunea pentru, pe care o spunem la stihar, că nu stihar, vedeți de unde provine. Pe pământul care răsare ierburi și ca o grădină, ca pământul care răsare ierburi și ca o grădină în care sămânța încolțește, așa Domnul Dumnezeu va face dreptate să răsară și înaintea, dreptatea să răsară și înaintea tuturor neamurilor prea slăvirea sa. De ce am uh, uh, am uh, pus uh, textul acesta pentru că ne permite să înțelegem ce înseamnă, ce aduce Dumnezeu pentru noi. Dar asta ne permite și să înțelegem încă un alt aspect. Ce, uh, ne, ce suntem chemați noi să împlinim, pentru că ceea ce se întâmplă în Mântuitorul Hristos, suntem într-o oare, într-o măsură a fiecăruia până la urmă, chemați să împlinim fiecare dintre noi. Revin la. la, la vă împărtășesc din nou, vă, vă, vă dau posibilitatea să vedeți deci Evanghelia zilei și să ne întoarcem la ea. Deci, Dumnezeu nostru cu drag, cu drag, își însușește ceea ce Adamul cel din tâi n știut să se însușească. Neajunsurile și urmările unei căderi, deși era fără de păcat. Și ne îndeamnă și pe noi să luăm, să ne însușim, Începând cu propriile limite, neajunsuri, căderi, nedesăvârșiri, insuficiențe, cum le mai numește Părintele Asenă Boca Și să urmăm lui, adică să mergem pe care pe care merge el Și în a doua propoziție ne spune foarte limpede, o subliniez aici mai îngri așa că cine va voi să-și scape sufletul sau să scape viața și o va pierde. La Matei, am citit aici la început, că cine va voi să scape sufletul, versetul 25, cine va voi să scape tu sufletul, să -și scape sufletul, va pierde, iar cine își va pierde sufletul pentru mine, îl va afla. La Marcu este ceva și mai complet, mă întorc aici la Evanghelie, Că cine își va pierde viața pentru mine și pentru Evanghelie? Viața sau sufletul? Acela și-o va mântui. Mă uit foarte rapid aici, în varianta greacă, să mă asigur, să verific ce cuvânt este aici. Uh, uh, și vă confirm că ce se traduce la Marcu cu viață e vorba de Suflet, este Psihi. Adică este ca la, ca la Matei. Doar că de multe ori se traduce cel ce își pune Sufletul pentru mine și pentru Evanghelia mea, se traduce cel ce își dă viața, își pune viața. Își dă Sufletul, adică își dă viața. Dar cuvântul folosit și aici la Marcu este tot așa, este. Uh, Cine își pune sufletul, adică. De ce ne pune înainte Evanghelia cuvântul acesta? Pentru că noi avem tendința să ne apărăm, autoapărare, autoconservare umană dar și teama de a ne lăsa în mâna lui Dumnezeu ne face de multe ori să respingem ceea ce ne propune Domnul. Teama. Teama pe care o vedem la Sfântul Apostol Petru. Teama pe care ne-o arată însuși Domnul că o are înghețimani. Cum rezolvă Domnul teama aceasta? Și da, teama de moarte. Întristat este sufletul meu până la moarte. Dar ce, ce zice Domnul? Să se de, tată să se depărteze de la mine paharul acesta. Dar nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Neîncrederea Adamului celui din tâi ne urmărește, ne urmărește a zice în mod natural, ca să nu zic în mod ființial. Ontologic, în sensul de natural, de la început, firea noastră. Ontos, mai degrabă să-l folosim numai pentru Dumnezeu, că e vorba de verbo a fi. Participiu de la verbo a fi. Uh. Și în momentul în care omul o ia pe cont propriu și nu mai are încredere în Dumnezeu și are încredere în instinctele lui și în ce îi se pare lui că e frumos, că e bun de mâncat, că îl duce la asemănarea cu Dumnezeu, îl face să fie asemenea al Dumnezeu pe baza unei informații greșite, unei minciuni date de vrăjmașul, el ajunge să-și adâncească această teamă de Dumnezeu. Uitați-vă aici. În momentul dinaintea morții Domnului Hristos pe cruce, se aude o strigare care ne lasă cumva gânditori. De când eram copil, mă cutremuram de strigarea aceasta. Zice că Domnul, pe cruce fiind, strigă cu glas mare. Eli, Eli, la masa bachtanii. Dumnezeul meu traduce textul grecesc al Evangheliei, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? De ce mai ai părăsit? Strigătul acesta, după cum tâlcuiește și sunt eu Grudeaur și alți părinți, nu este strigătul lui Dumnezeu. De multe ori, Domnul grăiește ca Dumnezeu, de multe ori grește ca om. Și sunt apost... Ioan Grudeau, de exemplu, zice, când zice mie sete, zice, vorbește ca om. Dacă când zice lui Lazar, Lazar ieși afară, zice din mormânt după patru zile, zice, vorbește ca Dumnezeu. Eu sunt învierea și viața, cel ce crede mine nu, de, de, va și muri viu, va fi, este grește ca Dumnezeu. Dar întristat este sufletul meu până la moarte, grește ca om. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit, grește ca om încese, se identifică cu om, să identifică cu neputința omului. Se identifică e ca un ecou care să răspundă Adamului celui din tâi, dar și care să vindece în Adamul întreg această angoasă. Această temere de lepădare de Dumnezeu și uitați-vă în în, în, înclinația care este în ziua de azi către a nu avea încredere că Dumnezeu mă iubește, că Dumnezeu mă iartă, că Dumnezeu e cu mine. E mai înclinat omul, mai ales că nu prea e în bisericit sau în orice caz, când teori credința e teoretică, că asta e punctul slab al neamului nostru, nu numai creștinesc, neamului nostru omenesc, dar și neamul creștinesc o credință teoretică slabă, credință intelectuală, credință rațională, care la strâmtorare cedează. Și înclină să zică, nu, păi, știu unde, Dumnezeu, nu simt pe Dumnezeu. Noi credem pe cuvânt pe Dumnezeu care ne spune, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Tot la Isaia auzim pe perioada întregului post, la Pavecernița Mare, în fiecare seară, în avară de sâmbătă și duminică, cântarea aceasta să reia din Sfântul Proroc Isaia, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamul și vă plecați, că cu noi este Dumnezeu. Auziți toate neamurile, că cu noi este Dumnezeu. Cei puternici plecați-vă, că cu noi este Dumnezeu. Și așa mai departe, să se, se repetă ca un referent, că cu noi este Dumnezeu, cu noi este Dumnezeu. Și știți foarte bine, în 89 ce eco a avut cântarea asta și ce putere o da celor care au ieșit pe stradă și au zis, gata, am terminat, nu mai vrem să mai avem uh, uh, apăsarea asta și, și obidirea asta care era în țara noastră din, de 40 și aproape de 50 de ani. Și iată că la aceasta vine și completează Dumnezeu omul. Și zice, cu voi sunt confer, Confirmă și completează Cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Însăși Potemirile Răstignirea, suferința Suferința trădării Suferința batjocurii Suferința nedreptății Cu care este tratat și osândit Dumnezeu omul Moartea însăși sunt uh, tot atâtea tipuri în care Dumnezeu ne arată că își asumă și să face părtaș la tot ceea ce îl doare pe om cel mai mult. Astea, sunt aspecte care îl duc cel mai mult și suferința fizică, bineînțeles, pe care o trăiește. E părtaș Dumnezeu nostru omenește. Dumnezeu este, este incompatibil Nu este nu, e de neatins Tocmai de asta Dumnezeu se numenește Că altfel era, nu era credibil Mă doare ce te doare și pe tine De unde se te Că nici nu știi ce înseamnă să fii om Da, Dumnezeu se face om Rămâne deplin plin Dumnezeu Dar se face deplin om Și se face părtaș la toată suferința noastră Și ce zice același Același proroc Isaia în capitolul 53 Bine este să-l citim Nu numai în săptămâna mare neapărat Dar nu numai în săptămâna mare În săptămânile astea măcar o dată pe săptămână Citiți capitolul 53 de la Isaia Printre altele zice urânile lui noi toți ne-am idecat Deși stați așa că vă propun să-l să citim un pic Că e, e foarte simplu Chiar merită Poate l-am mai și citit, nici nu mai știu dacă nu chiar prima dată ne-am oprit asupra lui la prima. la prima. la prima. Uh, cateheză. Vă, Văd, condivizez direct aici. Iată, capitolul 53 de la Isaia, uitați ce zice. Ca să înțelegem compătimirea lui Dumnezeu și să înțelegem în ce fel, cine este cel care ni se înfățișează astăzi pe cruce. Când noi avem impresia că da, Dumnezeu e Dumnezeu, cum zice o parte din neamul creștinesc, da, Dumnezeu e sus, e deasupra, în fine, ce treabă are El cu ale noastre. Cine va crede ceea ce noi am auzit și brațul, lui Domn, brațul Domnului? Cui se va descoperi? Crescuta înaintea lui ca o odraslă și ca o rădăcină în pământ uscat, nu avea nici chip, nici frumusețe ca să ne uităm la el și nici o înfățișare ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni. Om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți fa să acoperi fața, disprețuit și nebăgat în seamă. Om al durerilor sau bărbat al durerilor. Dar el a luat asupra și durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat, auziți aici. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Dar el fusese străpuns pentru păcatele noastre și drobit pentru fără de legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră. Și prin rănile lui, noi toți ne-am vindecat. Toți ne-am vindecat. Apropo de vindecare, care nu-i numai trupească, apropo de vindecarea celor bolnavi și slujirea și pastorația celor bolnavi. Prin lănile lui noi toți ne-am vindecat. Toți umblam rătăciți ca niște oi fiecare pe calea noastră și Domnul a făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre ale tuturor. A făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre ale tuturor. Acesta este cel, e descris cel care este pe cruce. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura sa ca un miel, mai precis după varianta greacă ar trebui să fie aici, ca o oaie spre junghiere și s-a adus și ca un miel fără de glas înaintea cel, celul, celul așa nu și-a deschis gura sa. Acestea, aici începe un citat care se spune de fiecare dată când se pregătește mielul, agnețul, adică pâinea care se pune pe Sfântul Disc și care prin chemarea Duhului Sfânt va deveni trupul Domnului. La fiecare liturgie se face asta, înainte de fiecare liturgie ca o aie spre junghire a adus, ca un mier fără de glas înainte cel, cel, tund, așa nu și-a deschis gura sa, într-o smerenia lui, judecata lui s-a ridicat, deci într-o smerenia lui, judecata lui s-a ridicat, și neamul lui, cine îl va spune că s-a luat de pe pământ viața lui? Deci până aici este citatul care se spune de fiecare dată când se taie câte o latură de la din prescură și rămân de ce patru laturi și că s-a de pe pământ viața lui să taie partea de jos de la, de la acneț, de la pâinea care devine trupul Domnului. Mai departe, continuăm citirea, pentru fără de legile poporului meu a fost adus spre moarte, mormântul lui a fost pus lângă cei fără de lege, cu cei fără de lege s-a socotit și cu cei făcători de lege, după, cu cei făcător de lege, aduceți-vă aminte, Că a fost pus împreună cu tălhari acolo, că s-a luat de pe așa, după moartea lui, cu toate că nu se vârșise nicio nedreptate și nici înșelăciune nu fusese în gura lui. Dar a fost voia Domnului să-l zdrobească prin suferință. Voia Domnului, adică voia lui, cu Tatăl și cu Duhul. Nedespărțit este Tatăl, Fiul și Duhul în a voi și în a lucra și na a voi și n a lucra. Ne sunt. Nu este vreo falie, nu este vreo ezitare în a voi și a lucra și a iubi între Tatăl Fiul și Duhul între ei. Dar Dumnezeu, omul, omul își asumă ceea ce Adam n-a știut să-și asume, Adamul cel din tâi. De asta numim Adamul cel nou sau Adamul cel da, față de Adamul cel Vechi. A fost voia Domnului să-ți prin suferință și fiindcă și-a dat viața ca jerfă pentru păcat. Și-a dat viața ca jerfă pentru păcat. Va vedea pe urmașii săi, își va lungi viața și lucrul Domnului în mâna lui va propăși. Asta e vorba și de tot omul care trăiește lucrul acesta, dar mai ales de cel care era chemat să fie Mântuitorul. Lucrul acesta, textul ăsta se scria, deci cuvintele acestea erau cu 600 de ani înainte de venirea Mântuitorului, s-au spus de prorocul Isaia. Scăpat de chinurile sufletului său, va vedea rodul ostenirii tale și de mulțumire se va sătura. Prin suferințele lui dreptul sluga mea va îndrepta pe mulți. Prin suferințele lui dreptul sluga mea va îndrepta pe mulți și fără de legile lor le va lua asupra sa. Pentru aceasta îi voi da partea sa printre cei mari și, cei, și cu cei puternici. va împărți prada, care s că și-a dat sufletul său spre moarte și cu cei făcători de rele a fost numărat. Să-și a dat sufletul său spre moarte și cu cei făcători de rele a fost numărat. A fost pus între doi telhar, care erau cei mai rei dintre cei mai rei. Că el a purtat fără de legile multora și pentru cei păcătoși și-a dat viața. Deci despre acesta vorbim, frați și surori. despre acesta este vorba când noi când noi citim aici la Evanghelie, când citim, când ne uităm la, la cinstita cruce. Când ne gândim cui urmăm, când ne gândim ce înseamnă ca cel fără de păcat să-și pună viața pentru cei pe care îi iubește, spune sunt Apostol Pavel, că Dumnezeu și-a arătat iubirea lui față de noi pentru că s-a jefit pentru noi când eram noi încă păcătoși, zice, pentru cel drept zice poate să, gătește, să găsește cineva să moară, dar pentru cei păcătoși cine să moară. Și asta zice, în asta și arată iubirea lui Dumnezeu în epistola către romani. Că a murit pentru noi când eram noi încă păcătoși. Adică Dumnezeu nostru, când eram noi păcătoși, Dumnezeu nostru nu a pus condiție. Mor pentru voi dacă, dacă, sunt, dacă vă schimbați viața. Dumnezeu nostru face tot ceea ce știe că este benefic pentru mântuirea noastră, pentru veșnicia, pentru a câștiga veșnicia împreună cu El, pentru a redresa în fiecare dintre noi și în toată umanitatea împreună ceea ce s-a pierdut prin căderea lui Adam, dar după aia fiecare dintre noi suntem chemați să, și suntem, avem libertatea de a alege să urmăm Domnului sau nu. Domnul cel fără de păcat își pune viața pentru noi. No, nu ni se cere să ne punem în viață, zice, să, să, ne le lepădăm de sine, nu de viață. Sinele înseamnă ego înseamnă perspectiva aceasta pe care o vede numai omul și cât vede omul, îngustimea și deșteptăciunea asta, așa zis, omenească și tot ce mă împiedică să mă deschis spre Dumnezeu și spre celălalt să se lepe de de sine, adică de îngusta și neînsemnata perspectiva, așa zis, omenească și deșteptăciune omenească și pe ce mă pricep eu și ce știu și ce, ce, pot, să învăț să asum mai întâi ceea ce sunt și după aia să asum Ceea ce sunt cei care îmi sunt încredințați în cazul în care sunt uh, tată de familie, sunt naș. După aia pot să fiu preot, pot să fiu episcop și să mi-asum ca și pe ale mele, să le asum pe toate ale celorlalți. Pentru cine? Pentru Domnul și pentru Evanghelia lui. Ce Evanghelia lui? Buna Vestire al lui Dumnezeu care ce zice? Acolo unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Acolo unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dumnezeu nostru nu face păgăduințe în așa în aer. Prin numare, am mai zis și de altă de Dumnezeu nostru chiar merită toată încrederea. Și merită să avem mai multă încredere în El. Repădarea de sine înseamnă să avem mai multă încredere în ce spune El decât în ce ne spune nouă mintea, instinctul, părerea, simțirea și așa mai departe. Când să le pădăm uh, uh, lepădarea de sine, lepădarea tot ceea ce face obiecție în mine, să împotrivește -mi în mine față de ce spune Domnul, ca să înțelegem mai pe, mai pe înțeles. Pentru El și pentru Evanghelia Lui. Evanghelia de astăzi ne mai pune încă un aspect în vedere. O din nou, vă partajez din nou. Uh, uh, ecranul. Ce folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Iată prețul pe care Domnul Dumnezeu, care ne-a zidit după chipul lui și ne cheamă la asemănare cu el, îl pune pe sufletul nostru. Pe care, sub, pe care, preț pe care noi înșine nu-l pune și nu suntem conștienți ce înseamnă sufletul nostru. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Câtă grijă avem față de trup? Este vreo zi în care nu-i dăm de mâncare? Și dacă ajunăm Totuși avem grijă să-i dăm seara ceva de mâncare, dar îi dăm cu regularitate și avem grijă să aibă vitamine, să aibă nu știu ce, să aibă cutare și cutare. Adică suntem atenți, nu? Îl spălăm, îl curățăm, nu îl lăsăm să stea așa. Îl curățăm cu regularitate, ne curățăm hainele, spălăm hainele, ne facem curățenie în camera unde suntem și așa mai departe. Purtăm de grijă și purtăm de grijă părinții, purtați de grijă de copii și... Soția poartă grijă de soț și de copii, femeia din casă, gospodina și uh, femeia harnică, asta face, nu? Și pentru Suflet, ce facem? Sufletul care prețuiește mai mult decât lumea întreagă, că ce fel, ce folosește omului dacă câștigă lumea întreagă și Sufletul pierde, deci e nimic. Înseamnă că Sufletul nostru prețuiește înaintea făcătorului nostru mai mult decât lumea întreagă, vă dați seama ce înseamnă asta. Și noi, pentru ce prețuiește pentru Dumnezeu nostru? Lu cât mai mult decât lumea întreagă. Ce facem? Știți ce facem? Ne raportăm la el ca la ceva care e o datorie pe care trebuie să o plinim că așa e bine, ca am auzit că e bine, că să nu se supere Domnul pe noi. Îi dăm sufletului nostru hrană în fiecare zi. Știți ce zice Sfântul Ambrozie? al Mediolanului. v mai zis probabil asta și dățile trecute. În fine, repetiția e mama învățăturii, nu? Zice, noi latinii zicem panem nostrum quotidianum, do nobis hodie. Tonar, tonimon, tonepiusion, do simin simeron. Deci prima, latina, doua în greacă. Pâinea noastră, cea de toate zilele, zice o una dintre duce, traduce cealaltă zice de, de, cea spre ființă dă-o nouă astăzi și el și Sfântul gură de Aur zice, păi dacă zicem astăzi și zicem în fiecare zi și când vorbim de pâinea noastră cea spre ființă sau de toate zilele ne gândim la pâinea care s-a pogorât din cer că fiul ne învață e, e singura rugăciune pe care ne-a învățat Domnul Hristos pâinea și el ne spune, eu sunt pâinea care s-a din cer zice, dacă zicem pâinea aceasta și pâinea este Hristos, Dumnezeu nostru care să pogură din cer, din care dacă mănâncă cineva nu mai moare, noi zicem de ce nu dorim în fiecare zi? Că unul din sensurile cuvântului pe care spune Domnul Iosu cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, în toate, până la sfârșitul veacului, în toate zilele, înseamnă, în, eu sunt cu voi în toate zilele, trup și sânge. Chiar și pe Evanghelia pe care o ține Mântuitorul Hristos la mănăstirea de la Prislop, face Părintele Arsene divagația asta, introduce în text sublinierea asta, că iată eu sunt cu voi în toate zilele trup și sânge. Luăm noi, dorim noi în fiecare zi trupul și sângele Domnului? Hai să zicem, dacă îl dorim, nu zic că dacă îl luăm. Dar sunt mănăstiri unde se slujește în fiecare zi, sunt și parohii unde se slujește în fiecare zi. Dacă se slujește în fiecare zi, dorim noi asta, tânjim noi după asta? Da, nu, fiecare să-și dea răspuns. Deci, ce facem pentru sufletul nostru? Ne facem niște facem niște rugăciuni pe care le facem așa cu greutate, cu nu știu ce, cu, ca, pe, ca pe o corvadă. Pentru trup, nu, nu trebuie să vină cineva să mă împingă de la spate. Ia și mănâncă, ia și fă asta, ia și fă cealaltă. E, poate cu spălatul, poate mai sunt la care trebuie să trebuie să îi împingă din spate care va mama pe copii și așa mai departe. Unii pe alții, nu mai dau alte exemple ca să nu creze discuții. Dar pentru mâncat și pentru hrană nu nu cred. Deci ce ar putea să dea omul schimb pentru sufletul său? Întreabă Domnul. Aici mai apare, cum ziceam, încă un cuvânt, încă o frază care nu este la Matei cel ce se va rușina de bine și de cuvintele mele, Neamul acesta desfănat și păcătos Și Fiul omului se va rușina de el Când va veni într-o slavă Tatăl și Său cu Sfinții Îngeri Știți cum ar trebui să ne raportăm noi la cuvintele Domnului Și la Domnul și la cuvintele Lui Ca la ceea ce este Cel mai benefic, cel mai binevoitor, cel mai sigur Și cel mai vrednic de urmat Domnul și cuvintele Lui fără niciun dubiu, fără nimic. Uitați-vă cât dubiu. Deci, boala asta de care am zis de la Adamul cel vechi, punerea la îndoială, tocmai a Dumnezeu, dar nu pune la îndoială toate poveștile pe care le auzim. Și omul de azi pune la îndoială până și existența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. A, nu este, dar ce? Asta sunt mituri, chestii. Dar nu pune la îndoială toate poveștile. Și să spune A, că am văzut, este o poză cu ozeneurile și cu nu știu ce, și cu tare, și cu niște făpturi așa deosebite, și cu uh, chestii cu uh, nu știu cine, prin carpați, și chestii, și uh, uh, arătări, și imediat gata, suntem gata să credem toate poveștile care se spun. Dar nu înțelegem că pământul acesta care ne este comun nouă, o văzut căzând pe el picurii din, din, fruntea celui care a venit la noi să ne roage, să ne, să ne înduplece, să credem în El. Că tot cel ce crede într-un dânsul să aibă viață veșnică așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe unul născut fiul său ca tot cel ce crede într-un dânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E vorba de iubirea lui Dumnezeu față de noi. Răspunsul nostru la iubirea aceasta este și urmarea crucii și cinstirea crucii. Ce este altceva pe cruce decât decât iubirea răstignită a lui Dumnezeu. Dumnezeu nostru vine să ne îmbrățișeze și îmbrățișarea nu i o primim. Între ai ai venit și ai săi nu l-au primit. Și ai nu l-au cunoscut. Și unii l-au huiduit inclusiv fiind pe cruce. Dar Dumnezeu nostru merge până la capăt. Până la capăt. Și vine să ne aducă mântuirea, ca tot cel ce crede în să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și vine să ne spună, eu sunt cu tine și în suferință, și în trădare, și în nedreptate. Ce nedreptate a fost, pe ce temei juridic a fost judecat Domnul și condamnat? Chiar de dreptul, de dreptul așa zis, dreptul Pilat, nu? Care zice, nu, mă spăl pe mâini, nu, am, nu am, vreau să am nimic cu dreptul acesta. Vrea să le libereze, dar cedează la șantaj trădare, e trădat și părăsit de, 12, de 11 din 12 ucenici, adică de unul vândut, de 10, de 10 părăsit și unul singur, cel mai tânăr, pe care îl încredințează cu ultime puteri și ultime suflări, îl încredințează mamei lui și pe mama lui rămasă cu inima zdrobită, și de care sunt siguran că avea o durere imensă, care nu se poate explica dacă nu era harul Dumnezeu, nu putea duce fără să îi crape inima în ea, o încredințează acestui copil fără de, fără de barbă. Și de acesta, în acesta să ne avem încredere? Și în cine avem încredere pe lume? Noi asta trebuie să înțelegem. Avem înainte o taină, înainte, crucea înaintea crucii, taina acestei iubiri și atât a, întregi aceste suferințe pe care am ilustrat așa numai din câteva citiri. De care nu numai care nu m-a să fie, să mă lepă de toate și și de viață. Și dacă m-aș lepăta de viață și aș pierde viață pentru el, așa cum au făcut mucenicii, n-am făcut mare lucru, n-am făcut mai mult decât o făcut el pentru noi să se lepede de, de sine, doar ego-ul trebuie. În cer Dumnezeu, lapă de te ego că ego-ul te împiedică să vii la mine. Ia cruce, adică primește și tu, ia sumă ale tale. Și primește ceea ce potignelile și încercările și stântorările și cele ce apar, apar pe calea vieții tale. Pentru tine și pentru, pentru cei pe care îi asumi în conștiința ta. Și nu te rușina de mine. Noi ne rușinăm în lumea asta, de, cum să spunem, v-am spus, să îndoiește și dă vot de neîncredere în continuare, în linia căderii Adamului celui din tâi, tocmai celui care e cel mai vreni de toată încrederea și de toată, nu, încredere, de iubirea noastră, că el vine să, să, ne, să ne înduplece să-l iubim și să ne înduplece să credem că el ne iubește. Că nu este mai mare iubire, zice Domnul, la sfârșitul Evangheliei decât să-și pună cineva viața pentru cei pe care îi iubește. Deci, ceea ce vedem noi pe cruce este această iubire care primește ca răspuns țintuirea, răstignirea, respingerea. Durerea aceasta a respingerii, iubirii pe care Fiul lui Dumnezeu aduce în lume mult mai mare și ea se consumă în ghețimani și ajunge la picuri de sânge pe jos decât, tot, decât, decât suferința fizică. Da, sângele Domnului cade după aia cu suferința lui fizică pe curce să revarsă pe pământ. înțelegem asta? Înțelegem că Dumnezeu nostru o respirat același aer din lumea asta pe care respirăm noi și că Dumnezeu nostru o pășit pe pământul ăsta și că umbra lui a căzut peste locurile acestea? Da, ne ducem la Ierusalim, dar noi, Dumnezeul nostru, înțelegem că e cu noi în toate zilele, de fiecare dată când chemăm numele Lui, de fiecare dată când citim cuvântul Lui, cu atât mai mult când ne împărtășim din trupul sângele Lui. Asta e prezența lui Dumnezeu nostru și cum să ne rușinăm de El. De ce? De se va rușina de mine și de cuvintele mele. Că de cuvintele Domnului le relativizăm. Ne rușinăm de ele, nu le propovăduim la ceilalți măcar neoprotestanții au curajul ăsta și au râvna asta și protestanții din zilele noastre au râvna asta și câteodată cât un creștin din ăsta mai râvnitor, spune clar Evanghelia, propovăduiește la ceilalți. Unii râd, unii nu știu ce, dar și de Domnul râdeau. Sau de Pavel, care pe are o la, la Atena, vorbește de Domnul și de așa și că a venit și s-a arătat în lume și a pătimit și uh, a înviat și când a ajuns la cele legate de înviere, erau filozofi acolo și uh, mulți oameni străini care viețuiau temporar în, în Atena, l-au oprit, zice, zice faptele apostolilor, că uh, nu i preocupa altceva pe oamenii aceia decât să spună și să audă ceva nou. Vă dați seama, așa spun faptele apostolilor. Și aceea, când l-au zis că spune de înviere, au zis, de, bine, despre asta te ascultă și altă dată. Adică las-o. Iată ce, cum, lumea asta cum continuă în aceeași mentalitate. Și fiul omului se va rușina de când va veni în, slav, în, în slava tatălui său cu sfinții îngeri. Sfârșitul Evangheliei de astăzi este o mare, mare făgăduință, care, pe de o parte, s-a împlinit atunci a concret că privea ceva concret, dar în același timp care este o mare făgăduință pentru noi toți. Adevărat grevezi vouă că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Și lucrul acesta s-a întâmplat concret pe tabor cu trei ucenici ai Domnului, Petru, Ioan și Iacov vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere, adică i-au primit o pregustare a împărăției lui Dumnezeu. Au primit o pregustare a slavei Mântuitorului Hristos. Și în condacul de la schimbarea la față, se aude, l-am auzit și l-am evocat și duminica trecută, pe, în munte te-ai schimbat la față, Hristoase Dumnezeule și ucenicii tăi, au văzut, ucenicii tăi au văzut slava ta pe cât pe cât li se putea au văzut slava ta, că atunci când te vor vedea răstignit, apropo deci de cruce acum și de răstignire și și de săptămâna pătimirilor, să cunoască ei pătimirea ta cea de bună voie, când te vor vedea răstignit, să cunoască, ei, păti, să cunoască și recunoască pătimirea ta cea de bună voie și să propovăduiască lumii că tu ești cu adevărat raza Tatălui. Însă această făgăduință este făcută tuturor celor care se leapă de de sine și iau crucea în fiecare zi cu încredere ca răspuns la iubirea dumnezeiască și minunată și vrednică de toată prețuirea și de toată cinza și de toată jefa pe care Dumnezeu a arătat-o prin venirea Fiului Său. Când vedem crucea Domnului să înțelegem că Dumnezeul nostru și de pe cruce, și crucea transformat o transformat-o dintr-un instrument de tortură și un instrument de bajocură și de, de înjosire cum El era gândit în vremea respectivă într-o îmbrățișare a iubirii Lui. Îmbrățișare iubitoare, compătimitoare cu toți cei care pătimesc în felul acesta, nedreptate și răutate, și bajocuri și dispreț, inclusiv în propria lor suferință, și în același timp, o îmbrățișare care să ne învețe și pe noi să facem la fel, adică să ne deschidem și să împărtășim iubire din iubirea lui Dumnezeu, compătimire din compătimirea Dumnezeului nostru, care ați auzit cum am citit și la Isaia 53 și la și de la Luca, tot de la uh, prorocul Isaia, cum am auzit acolo, cât de mult uh, compătimește și ce rost compătimitor a avut venirea lui în lume. Și compătimirea aceasta este cale mântuitoare pentru noi în vremurile acestea în care la tot pasul ai motiv să compătimești, la tot pasul ai motiv să-și Doamne ajută, Doamne iartă, Doamne miluiește. De asta uitați-vă aici textul acesta. Iată textul. Exact. Deci am zis că de la proscomidie, iată, am subliniat aici, am evidențiat așa cu cursorul. Înainte să, să se tai agnețul, deci prescura care se ridică de fiecare dată când se pregătește liturgia, așa Asta se spune, răscumpărat ne-ai pre noi din blestemul lege cu scump sângele tău. Pe cruce fiind pironit și cu sulița împuns nemurire, a izvărât oamenilor, mătuitorul nostru, slavăție. Mai citim câteva texte după aia închei. Deci asta numai ca final, ca să înțelegem ce spun scripturile. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se pentru noi blestem pentru că tot scris este blestemat tot ce îl pe lemn. Că toți că sunt din faptele legii sunt sub blestem, sub, blestem, sunt că scris este blestemat tot cine nu stăruie în toate cele scrise în carte legii ca să le facă. La Timotei, nu este, unul este Dumnezeu și nu este milocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine preț de răscumpărare pentru toți, mărturia adusă la timpul său că harul mântuitor al Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor în episcola către tit, învățându-ne pe noi să le pădăm fără de legea și poftele lumești, să le pădăm fără de legea și poftele lumești, asta înseamnă le, lepădarea de sine, sau este alt loc, zice, cei care sunt în Hristos și-au răstignit trupurile cu patimile și cu poftele lor. Iată aici exemplu clar de lepădare de sine, să le pădăm fără de legea și poftele lumești și în veacul de acum să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și cu cucernicie. Să le pădăm fără de legea și poftele lume și în viacul de acum să trăim cu înțelepciune, cu dreptate și cu cucernicie și să așteptăm fericita nedejde și arătarea slavei Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Isus Hristos, care s-a dat pe sine pentru noi ca să ne izbăvească de toată fără de legea și să-și curățească lui popor ales, râvnitor de fapte bune. Închei tot de la Matei, din capitolul 11, lua jugul meu asupra voastră. Iată, iată cum putem să înțelegem Evanghelia din perspectiva aceasta, de fapt, totdeauna trebuie să înțelegem că perspectiva a tot ce ne spune Domnul, e perspectiva iubirii, nu e perspectiva care ne așteaptă să fim drepți și să fim corecți. Și care vrea să trezească, noi corectitudine și noi și comportament civilizat. Cum facem noi câteodată cu creștini, noi clericii. Și și noi înșine, așa, arborăm un fel de corectitudine, așa, exterioară. Lua jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt blând și zmeri cu inima și veți găsi o dină sufletelor voastre că jugul meu este bun, dulce și povara mea este ușoară. e, e toate cuvintele iubirii, din iubire, de la cel iubitor de oameni, nu sunt niște îndemnuri și niște. niște. Eu sunt niște, ca niște rugăminți. Dumnezeu nostru se roagă de noi. Se roagă de noi să fim iubitori de oameni. Se roagă de noi să-l să iubim pe el. Se roagă de noi să, să iertăm. Se roagă de noi să ne smerim. Și el ne învață. Zice, învățați-vă de la mine. Nu, Nu vă cer să. Fiți voi, învățați-mă, sunt blând și merit cu inima. Deci un Dumnezeu mai smerit, mai mai blând, mai iubitor ca Dumnezeu nostru, unde să-L găsești? Care înainte să ne poruncească să iubim pe vrăjmașii noștri, El iubește pe vrăjmașul Lui. Să ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc, El să roagă, să ruga pentru cei care îl prigoneau. Faceți bine celor ce vă fac rău, El face bine tuturor. Și El binecuvintează pe cei ce îl bleste, înainte să ne spună nou binecuvântați pe cei ce îl ce Asta trebuie să înțelegem. Și asta înseamnă Evanghelia Lui. Să ne lepădăm de ale noastre ca să luăm și să ne însușim Evanghelia Lui. Aici mă opresc. Dumnezeului nostru de oameni iubitor, vreni de toată iubirea noastră și de toată încrederea noastră, dă-ne, Doamne, să le avem odată și să, să vedem cât e de bine, să-i fie slava și cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Haideți Amin. să facem, să vedem dacă este vreo întrebare sau... Ne vedem de seara asta de duminică, că iară v-am ținut la treabă, în loc să vă las să vă odihniți. Mulțumim, prezenția voastră, mulțumim pentru aceste explicații. Prima întrebare, o întrebare, mai mult o clarificare. Dacă doriți, prezența voastră, să ne clarificați mai bine a gusta moartea. Păi augusta înseamnă a fi părtaș. Gustați și vedeți că bun este domnul, zice domnul, deci gustați să te împărtășești din și firea omenească pe care Dumnezeu o luat-o și care i-a fost creată inițial uh, uh, nemuritoare. Deci firea omenească a lui Adam și a lui Eva era o nemuritoare, Nestricăcioase și nemuritoare, prin cădere, prin ruperea raportului datător de viață și de iubire și de încredere cu Dumnezeu, firea omenească, firea noastră a pierdut cele două trăsături fundamentale. Strică, nestricăciunea a devenit stricăcioasă, stricăcioasă, îmbătrânitoare și care se risipește și se întoarce în pământul de unde a fost luată și a pierdut caracterul nemuririi, a devenit muritoare. Și atunci Dumnezeu nostru care se înomenește și își însușește firea omenească, ar fi fost incomplet, incomplet această însușire dacă el nu ar fi gustat moartea ca om. Dumnezeu este, îi zicem, sfinte tare, sfinte fără de moarte, sfinte Dumnezeu Sfinte tare, sfinte fără de moarte. Deci, Athanatos, îi zicem în greacă. Immortalis în latinește. Deci, el nu gustă moartea, nu are părtășie la moarte. Dar omenește, sunt Ioan Grădeaul zice că el putea și omenește să nu moară. Că prin unirea firii omenești cu cel care a făcut-o, cu dumnezeirea, ea s-a pătruns, s-a întrepătruns, s-a unit cu dumnezeirea, cum zicem, la sinodul de la Calcedon, în mod neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat, neschimbat, Într-un fel în care se unește metalul cu focul, cum vă ziceam, cred că data trecută. Numai de bună voie putea să moară Domnul și aici este un detaliu pe cruce, aduceți-vă aminte în vinerea mare, că zice după ce a strigat cu glas mare Domnul, plecându-și capul și-a și dat Duhul. În principiu, cel care moare, întâi moare și după aia își pleacă capul, adică capul cade de la sine. Detaliul acesta vrea să spună că Domnul își pleacă capul de bunăvoie, adică de bunăvoie primește ca om să se facă părtaș la ceea ce, ca Dumnezeu, putea să nu se facă. În felul acesta ne arată că e părtaș la toate ale noastre, neputințele noastre, ne-a purtat bolile noastre, neputințele noastre, a luat bolile noastre, a purtat pedeapsa păcatului, că mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii nu ar fi dus până la capăt ridicarea păcatului lumii și nu ar fi fost părtaș la toate durerile noastre. Moartea era cea mai mare durere, nu? Cel mai, cea mai cruntă, cel mai crunt lucru este moartea. Și Dumnezeu nostru se face părtaș la asta. Deci gustă moartea. Ăsta e sensul. Da, mulțumim presenția voastră. Uh, următoarea. Ah, ia luăm una de pe chat. O citeți dumneavoastră sau? Nu, nu, zi, zi, e Prea <coughs> credeți că marea înșelăciune a diavolului este de a ne face să credem că putem să urmăm lui Hristos fără a avea lepădare de sine, păstând cât mai multe din cele ale omului vechi, fiind blânz cu trupul și avându-ne bine cu lumea. Da, 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 asta este una dintre gogoșile bășmașului, nu numai de astăzi, dintotdeauna. Ca Și pe care eu propus-o inclusiv Mântuitorului. Aduceți-vă aminte că se apropie când aude Sfântul Petru că Domnul le spune după pogorârea, după schimbarea la față, să pogoară pe, pe măsură ce se pogora de pe tabor, zice că uh, le spune ucenicilor că iată fiul omului, se va da pe mâinile cărturarilor și fariseilor acesta vor. Uh, da în mâinile păgânilor și va fi osândit la moarte și va fi răstignit și va muri și a treia zi va învia. Și să dă Sfântul Apostol Petru către Domnul și ce Doamne, să nu faci asta, să nu, să nu te osândești. Ați auzit ce îi răspunde Domnul, nu? Înapoi a mea, satanul. Înapoi a mea, la, la ucenicul lui. La, să zicem așa, primul dintre ucenicii lui, Verhovnicul, cum se numește în una din expresiile care se folosește prin cântările bisericești. Deci, da, noi, într-un fel, avem impresia și avem și tendința, nu numai impresia, să trăim și cu Dumnezeu și cu lumea. Și Domnul zice așa, nu iubiți lumea și cele ce sunt în lume, pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Că lumea și poftele ei trec, dar cel care face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Și dacă Eva a fost trasă pe sfoară datorită poftei trupului, că a văzut că este bun la mâncare, rodul oprit, pomul oprit, este plăcut la vedere, pofta ochilor și dă știință, după cum îi spusese șarpele, trufia vieții. Că știința pe, știința, și astăzi noi credem că putem să avem știință, cunoaștere fără Dumnezeu. Și știința, științele lumii acestea. cred că pot să ajungă la cunoaștere și la descoperiri fără Dumnezeu. Și Domnul izmerește că după ceva vreme, și acum în ultima vreme, în ultimii zeci de ani, ultimele zeci de ani, tot mai repede, descoperirea care s-a făcut și pare un lucru extraordinar, vine și este răsturnată sau completată sau chiar contrazisă de altcineva care vine și zice nu, nu, că de fapt lucrurile stau așa. Sau vine și spune ceva care arată că ai numai un... ce s-a descoperit cu atâta vâlvă, e numai un aspect. Păi cei care cunosc, de exemplu, creierul, știu foarte bine că descoperi câte ceva, îți dai seama de ceva la creier sau tot cu neuroștiințele, de exemplu, cu tot sistemul neuronal. Așa e ca și cu atomul, zice. Atomos, de fapt, înseamnă indivizibil, așa zicea lumea antică. Și acum sunt nu știu câte particule descoperite din interiorul atomului, la nivel subatomic. Păi și cu ăstea, cu toate. Deci, da să crede așa, dar de fapt se constată că, ăsta că de fapt lucrurile erau altfel, că, că, ele nu mai sunt chiar așa cum par. Și știința cu Dumnezeu, știința cu Dumnezeu, cunoașterea prin prisma lui Dumnezeu, aduce altfel de înțelegere și altfel de trăire. Deci, superbia, cum îi zice în italiană și, desigur, vine din latinește, Însemețirea asta omenească, întemeiată pe nu știu ce cunoștințe, pe nu știu ce studii sau faptul că, vai, eu sunt în străinătate și am alte perspectivă decât Lelea Mărie din sat, duce la o înșelare și la o deraiere. Și credem că, da, putem să le împăcăm și pe unele și pe altele. Și e foarte trist așa când vedem că preocupările noastre, știți, la clerici, de exemplu, ni se spune la hirotonie, chiar astăzi am hirotonit un preot, să fie acesta într-o toate bine plăcut și desăvârșit rob al tău, așa se spune și la diaconie, așa se spune și la episcopat. Întru toate bine plăcut și desăvârșit rob al tău, principiu care e valabil pentru tot creștinul. Destul de trist când înclinațiile, perspectivele să văd având priorități pe alte orizonturi. Dar ce să facem? Doamne miluiește! Da, să ne păzească Domnul, să nu credem că uh, putem uh, să ajungem... Uh, cum să zic? Noi vrem să fim mulțumiți, împăcați și mai ales satisfăcuți și cu lumea asta și cu, și cu ale lui Dumnezeu. Asta arată că noi nu prea înțelegem cât de minunate sunt ale lui Dumnezeu, deși cântăm sâmbătă seara, minunate sunt lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Dacă am înțelege asta, n-am mai învea impresia că celălalt este așa, așa vrednice de multă, de osteneală și multă jerfă. Câtă lume se jerfește și se chinuiește pentru a lumii astea? Câți dintre cei care au venit în Italia la 20 și ceva de ani, acum au 40 și ceva, 50 de ani, terminați, cu două și trei servicii, cu înjugări la jug greu, la împovărați și chinuiți, cum e la Evanghelie, veniți la mine toți cei este nici și luați jugul meu că e ușor și povara mea că este ușoară și dulce, învățați-vă de la mine, câți S-au făcut praf și s-au pentru ce? S-au făcut sănătatea praf pentru ce? Și când e vorba de Dumnezeu, ce facem? Ai, prea mult, vai, cum să facem asta? Nu, că nu putem, cum să, e prea greu. E prea greu. Da, e greu să, e greu să te înfrânezi, mai ales când e vorba la, de vorbitul rău, de gânditul rău, acolo e greu. Că la bucate, hai că te mai înfrânezi și acolo lumea de acum nu prea are performanțe prea mari și noi nu suntem chemați să facem performanță dar la vorbitul, la vorbitul altfel decât în psalm și în cântări duhovnicești, cum zice Pavel, că zice, vorbiți între voi în psalm și în cântări duhovnicești, alt okay, știți, e cu totul altceva. Da, da, Domnul să ne lumineze, bineînțeles, Părinte Armand, așa este cum, cum, cum scrie acolo, Domnul să, să ne ferească și să ne ferească de înșelarea aceasta, care, cre care, ne spune că noi putem să urmăm Domnului, dar le avem și pe ale noastre. Vrem să le salvăm și pe ale noastre și să le avem și pe ale Domnului. Dar nu se poate să slujim la doi domni și nu, nu putem să fim și cu, și cu Dumnezeu și cu, și cu lumea. La voastră, pe aceeași linie merge și troparul de astăzi, nu? Biroi da, da. celor asupra celor potrivnic. Da, 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 da. Pirință drept slăvitorilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește. Am văzut mai nou un text potrivnici, plural. În principiu este singular. Poate că uneori să mm. mai traduce altfel sau... Dar da, 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 un pic, un pic! Este un microfon deschis? -am sau... -am închis, -am închis, da, l-am închis, l-am închis. Da, dacă mai este vreo întrebare, dacă nu da. ne odinim, că nu. Da, mai sunt vreo două, trei întrebări. O doamnă preoteasă întreabă: Ritualul scoaterei crucii în mijlocul bisericii are o vreo semnificație aparte? Ritualul scoaterii crucii în mijlocul bisericii are semnificația, în primul rând, a scoaterii crucii și a mărturisirii crucii în lume. Dar la temelie însemna că crucea era crucea parte din crucea Domnului și asta aducea, putea să fie ținută fie în Palatul Patriarhului, fie chiar în Palatul Împărătesc, unde era mai în siguranță decât în Palatul Patriarhului. E vorba de ritualuri care vin de la Constantinopol. Alt, alții ar putea să spună că vin și de la Ierusalim, numai că Ierusalim au căzut repede sub, sub saracini și după aia au devenit sub ocupație musulmană și odoarele acestea fie au fost luate și uh, pierdute, distruse, fie ele au fost recuperate și aduse la Constantinopol sau în, în Occident și la Constantinopol, în cele din urmă ele au căzut. De exemplu, acum o bucată mare din cruce, cred că poate cea mai mare, se spune că este una la, la Xeropotamul, la mănăstirea Xeropotamul atos. dar alta este la Santa Croce în Ierusalem, la, la Roma, care este bucata autentică din cruce și bucata aceasta s-a ducea și cu ea se umbla, nu de data aceasta, nu în perioada postului, în perioada postului ea se ținea toată săptămâna, viitoare, să aducea sâmbătă, să aducea sâmbătă seara, să ducea în biserică, duminica, la sfârșitul trenii, se uh, înfățișa înțelepciune drept și să aducea, se, se, se tămâia și după aia începea închinarea și închinarea asta continua uh, după ce pare să că duminică și luni clerul se închina, uh, marți, miercuri să închinau bărbații, joi, vine femeile. Și vine seara, practic, să se reintroducea de unde se aducea, adică fie din palatul împărătesc, unde era ținut, fie care era tot acolo aproape, fie în palatul patriarhului. Dar sensul era și de propovăduire, de părtășie cu, cu întreaga creație, cu întreaga lume, a bucuriei crucii, că necazul ăsta mare, care însemna crucea pentru Domnul care omenește, vorbind, a fost ceva crunt și brutal și e, barbar, Ea, el a devenit bucurie în toată lumea, cum cântăm în fiecare duminică, că iată, prin cruce a venit bucurie în toată lumea. Așa, mai departe. Uh, Vem o întrebare, mm, nu știu cât ține de temă, dar uh, cum știm în fiecare clip a vieții noastre care este voia Domnului? Sfântul Siluan Atonitu și el nu e altceva decât un glas al tuturor părinților care vorbesc despre voia lui Dumnezeu și despre importanța căutării ei și trăirii după voia lui Dumnezeu, cum ziceam, cel ce face voia lui Dumnezeu trăiește în viac sau la Vindecarea orbului, zice că zice orbul, că toți cei. Noi știm că cei care. Dumnezeu ascultă pe cei ce fac voia lui și împlinește voia celui ce fac voia lui, Dumnezeu, noi zicem, facă-se voia ta și Dumnezeu celor care fac voia lui zice, facă-se voia voastră. Deci. Sunt Sfântul Siloan și părinții zic să te rogi în toată vremea să cauți voia lui Dumnezeu, să ceri de la Dumnezeu să-ți arate voia lui. Cum știi care este voia lui Dumnezeu? Tot el zice și zic și părinții că ceea ce în inimă vine cu pace, cu liniște, fără nici un fel de stres, agitație, îndoială, neliniște, ezitare, în principiu să primește ca fiind voia lui Dumnezeu, dar tot sunt Siloan zice, dar pentru siguranță e bine să te duci la părintele tău, să te duci la duhovnic să întrebi, să te verifici. Dar nu totdeauna poți să faci asta. Însă când cauți care e voia lui Dumnezeu și în primul rând te rogi și ceri de la Dumnezeu să-ți o descoperi și să-ți o arate. Și Dumnezeu îți descoperă Dumnezeu nu descoperă voia lui în mod rațional. Dumnezeu descoperă voia lui prin trăire. Raportarea noastră la Dumnezeu este o raportare prin trăire, prin ceea ce trăim, prin inimă, unde pune cuvintele rugăciune, unde pune cuvintele din scriptură pe care le citim, că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, care e duh și care e viață. Și Toată experiența aceasta și chemarea numelui Domnului, care se mai numește și rugăciunea inimii, nu numai rugăciunea minții, dar la început e rugăciunea minții, că o zice doar mintea. Dar pe măsură ce rugăciunea începe să se zică în inimă, știu că tot ceea ce vine în Suflet cu pace, cu liniște, cu încredere, fără ezitare, fără tulburare, fără răne liniște. Să primește ca fiind de la Dumnezeu Dar repet Mai ales în zilele noastre Și întotdeauna, dar mai ales în zilele noastre Bine este să cauți un sfătuitor Să cauți o referință duhovnicească Cu care să te verifici Că râjmașul la ora asta Poate să ducă de nas În fel și chip Da, mulțumim prezenția voastră Nu mai avem întrebări Bun. A, acum a venit un, <laughs> Vă rog să ne spuneți un gând despre vederea lui Dumnezeu pentru a conștientiza mai mult pe cine suntem chemați să urmăm. Păi suntem chemați să urmăm pe cel care, pe, pe, care l-am descris prin toate citirile de astăzi și pe cel pe care, care atât ne iubește încât, știți, ne iubește încât moare cu drag pentru noi, gustă moartea cu drag pentru noi, e, undeva pe una din autostrăzi este scris undeva așa de, e, apare prima dată scris Ti amo da morire și te aștepți că cineva o să scris și când te uiți de desubt și ajungi cu mașina în dreptul la locul ăla unde scrie, vezi că scrie de desubt Jezu. <laughs> Ti amo da morire, că Dumnezeu nostru ne iubește ne iubește așa de mult și ca să știm mai bine să conștientizăm mai mult pe cine suntem chemați să urmăm, ca să cite, să iau, iau direct din, din întrebare, nu din vederea lui Dumnezeu înțelege mai bine. Cunoașterea lui Dumnezeu vine din raportul acela lăuntric, care da, ajunge și poate ajunge după ce ne-am curățit simțirile, să ne curățim simțirile ca să vedem pe Hristos uh, cel înviat din mormânt, cum zice, cum zice, o să cântăm la Paști, ne curățim simțirile. Și cu cât ne dispune inima, noi, noi încrederea în Dumnezeu e o alegere. Eu astăzi așa cred. Și credința în Dumnezeu e o alegere. Eu, cred, eu aleg să cred și aleg să am încredere în Dumnezeu și trăiesc pe principiul ăsta. Pentru că îi dau încredere lui Dumnezeu în alb. Dumnezeu merită să îi dau încredere în alb și o să vezi ce înseamnă când trăiești pe principiul faptului că Dumnezeu, tot ce ne spune El și tot ce ne-a descoperit El, prin tot ce ne spune și ne descoperit, ne manifestă iubirea Lui față de noi. Iubire doritoare de a fi cu El și de a ne duce pe fiecare dintre noi, pe toți oamenii, să petrecem cu El veșnic. Că Dumnezeu nostru voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoașterea adevărului să vină. Și atunci, uite, vrei să citești ceva? Citește prima, prima epistolă de la Ioan. Și acolo se definește raportul lui Dumnezeu spre noi, mai, mai clar, și a, lui, a nostru spre Dumnezeu, ni se propune, El ne iubește așa și ne iubește și să a pus sufletul pentru noi și noi să facem la fel. Noi să luăm. Cum să zic? Să să, să. să luăm în serios și să luăm în considerare ce a făcut Dumnezeu pentru noi. A, și după ce trăim și ne trăirea noastră se împărtășește și să deschide spre părtășie cu Dumnezeu tot mai mult, da, o să și vedem. Dar temeiul e credința la noi. Noi nu vrem să vedem ca să credem. Noi credem și ca urmare a credinței vedem. Credința este prima formă a vederii. Și cred că e cazul să ne reconsiderăm mereu și să ne re Așezăm mereu un raportul acesta în care, știți, mi se pare câteodată că modul nostru legalist și de corectitudine în care ne educăm și pe noi și pe alții, și noi clericii, și pe noi și pe alții, uneori, eu încerc să nu o fac sau să nu mai fac, dar poate că o fac, fără să vreau, face că noi, mi se pare că noi uităm câteodată că Dumnezeu nostru nu ne invită, ne poruncește, dar a porunca asta înseamnă rugăminte să-l iubim. Și v-am spus, cel care ne poruncește să-l iubim deja ne iubește. Cel care ne poruncește să iubim pe vrăjmașii noștri, el a făcut asta. Tot ce ne poruncește întâi a făcut el și face el. Face până la sfârșitul Că dacă nu ne-ar iubi Dumnezeu... Deci dovada cea mai mare că Dumnezeu ne iubește este că așa cum suntem noi în zilele de astăzi, Dumnezeu încă nu ne, nu ne ia viața, nu ne usucă pe toți cum a uscat smochinul ăla când, când s a dus spre Ierusalim și îngăduie Dumnezeu lumea asta așa cum este și pe oameni așa cum sunt. E o dovadă mai mare de iubire ca iubirea asta din partea celui care el ne-a zidit pe noi și noi ne comportăm față de el și ne raportăm la el într-un fel în care am ajuns o mică fărmitură din umanitatea asta, asta care îl ia în considerare și restul nu are nicio treabă cu el o mare parte a umanității nici nu. Deci, contestă complet, nici nu există. Nu a existat Isus Hristos nici istoric, nici niciun fel. Sau îl combate. Cine e mai combătut dintre cei care s așa zis și după mentalitatea lumii, că pentru noi există unul Dumnezeu. Nu este altceva, dar din mentalitatea lumii, din, așa zis și întemeietor de religie, cine este, așa, cine este așa de combătut și de, și urma și căruia dintre ei sunt așa de prigoniți, cum sunt cei care vor să trăiască în Hristos. Bine, Domnul ne spune, adică sunt Pavel, ne spune, dacă vrei, vrei, să trăiești, vrei să trăiești curat, cu în Hristos, cu în Hristos, nu. Toți cei ce voiesc să trăiască cu cernic în Hristos vor fi prigoniți. Păi, gata, atunci ce să vorbim? Deci, și asta arată. Noi vorbim de Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Nu vorbim de, cum să zic, așa numai, de Uh, o ideologie. Noi trebuie să trecem de la mentalitatea, să le pădăm odată mentalitatea asta de ideologie și de corectitudine și de mai maimuță reală și de teatru față de Dumnezeu cel viu. Așa cum vreți mamelor să se raporteze copiii la voi, așa să vă raportați voi la Dumnezeu. Așa cum vreți taților ca copiii să fie deschiși față de voi, așa să vă raportați. Așa, așa suntem chemați să ne raportăm la Dumnezeu cel viu. Și să înțelegem că frate, Dumnezeu, Fiul, s-a făcut frate cu noi, ca să ne convingă să îl iubim pe Tatăl să ne convingă că Tatăl ne iubește și să dea toate mărturile că Tatăl ne iubește. Și nu ne-a lăsat singuri, nu vă voi lăsa orfani, vă trimit pe mângâietorul, pe Duhul adevărului, Duhul iubirii lui Dumnezeu, care face să, 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 să dăinuie și să, să miște în inima noastră conștiința, scâncetul acela, Duhul zice să roagă în noi, că noi nu știm să ne rugăm, ne spune Pavel și la epistola către Galaten și la epistola către Efeseni. Și strigă, zice, cu, cu, cu suspinul negrăit în inima noastră, Ava, Tată, 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 Ava, Părinte să traduce în românește, dar Tată ar fi mai limpede să înțelegem că e pater. Ava e ebraică. Ava, el întreține conștiința asta de fie în noi. Și noi nu înțelegem că Dumnezeu nostru, întreținându-o, el subînțeles, este, este subînțeles că el se raportează la noi cu iubire paternă. Și o iubire care uh, uh, a însemnat că dacă noi am căzut, o venit în căderea noastră. Chiar este, cred că, în, în prohod, dacă nu mă înșel în una din versete, la acelea că uh, pe pământ ai venit Hristoase să-l cauți pe Adam și negăsindu-l până la iad te-ai pogorât. Și în noaptea de Paște cântăm. Pogorântul te-ai întocele cele mai de jos ale pământului. Dumnezeu nostru ne încredințează deja, ne încredința și ne încredințează prin salmul care zice Doamne, unde voi fugi de la fața ta că te vom mai la, te vom mai sui la cer, acolo ieși de voi, mă voi pogorâ la ea, tu de față ești și în adâncurile mării acolo este mâna ta stăpână. Și asta, din psalmul acesta, s-a transformat într-o stihire care se cântă la Paști. Deci asta să înțelegem. Acesta este Dumnezeul nostru. Și Dumnezeul nostru, viziunea, dacă vorbim de viziunea asupra Dumnezeului nostru, trebuie să cuprindem în ea. S-a din cerul și s-a de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și până la iarăși va să vină într-o slavă să judece vie și morții. Bineînțeles, Tatăl și Duhul împreună cu unul Domnului Iisus Hristos. Tatăl, atoțitorul, Duhul de viață făcătorul. Și asta în contextul în care trăim într una sfânta, sobornicească sau atot cuprinzătoarea și apostolicească biserică, care e adunarea tuturor celor care vor să trăiască pe lumea asta ca mădulare, vii altoite pe trupul lui Hristos, din care, care se înfructă din seva și, -și trag, își trag, seva vieții și să curățesc prin seva trupului și sângelui Domnului, prin chemarea numelui Domnului, prin pocăință, prin faptă bună, prin hrană cu cuvântul lui, ca să dăi nu e cu el veșnic și să trăiască cu el veșnic. Asta e perspectiva. Mă opresc. Mai este ceva sau putem să încheiem? Au mai venit întrebări. Ah, da, asta e, dacă eu mă apuc și răspund așa, trebuia să răspund două minute și repede să închidem, să mergem ca să lăsăm oamenii să meargă la cină. De ce versetul din psalm, însemnatul sa, peste noi, lumina feței tale, este da? mereu încântările Dumnezeu Sfintei Cruci, înălțările Sfintei Cruci? Care este legătura? însemnat sau peste noi lumina feței tale, Doamne, dată-i bucurie în inima mea. Adam și chipul lui Adam, care a fost chemat să reflecte chipul lui Dumnezeu în limba greacă, icona, icoana. Zice, Dumnezeu l-a făcut pe om după icoana lui și după asemănare, omiotita, în loc să se transfigureze, să se lumineze și să lumineze lumea asta, s-a desfigurat. Și numai la, prin întruparea Dumnezeu omului, prin înomenirea Fiului Celui Unul născut din veci, din Tatăl și Cuvântul Cel Veșnic al lui Dumnezeu, să restaurează, se înnoiește și își recapătă lumina, chipul, cel stricat, cel desfigurat al Adamului celui din tâi, al Adamului celui vechi, în Adam cel nou. De asta e așa de prețioasă icoana, de asta părinții, sfinții noștri înaintași, unii dintre ei au pătimit până la moarte și cum am spus, cel puțin vreo, cel puțin unul dintre ei, vorbeam de Ioan Damaschin, s o trezi cu mâna tăiată, limba tăiată ca să nu vorbească, să nu scrie. La alții li s-au scos ochii ca să nu mai vadă. Și așa mai departe au fost multe pătimiri. De ce? Pentru că au știut că este esențial ca noi să avem și din punctul de vedere al uh, simțirii, al simțului vederii. Pentru că ne-am ne pierdut facultatea dumnezeieștii vederi sau vederii lui Dumnezeu prin cădere, să avem posibilitatea să ne oglindim în chipul lui Dumnezeu și să, să ne bucurăm de chipul, de chipul Domnului. Dacă ați face un exercițiu de a sta înaintea, uite, săptămâna asta, înaintea crucii Domnului, da? priviți spre ea, nu neapărat să fii cu ochii țintii 100% și nici să nu clipești, dar privești, priviți crucea Domnului sau priviți chipul Domnului. O icoană plăcută, nu o icoană încruntată, așa că sunt o icoane destul de încruntate. O să vedeți ce terapie bună este această privire. Sau chipul Maicii Domnului. Dar vorbim săptămâna asta de cruce și vorbim de perioada asta de Domnul. Dar bineînțeles și al Maicii Domnului și al unui sfânt. Dar cu atât mai mult Domnul, o să vedeți ce terapie bună este asta. Și bineînțeles că prin. botez prin care primim Sfânta Luminare și auziți cei care mergeți la liturgia darurilor că ne rugăm mai ales de săptămâna asta cei pentru Sfânta Luminare. Rugați-vă cei pentru Sfânta Luminare, adică pentru cei care primesc botezul. Noi am primit luminarea și s-a însemnat peste noi lumina feței Domnului. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, prin botez am aflat credința cea adevărată. nedespărțitei despărțitei trăim închinându-ne, că întrebăm, întreabă pe naș, crezi lui, te unești cu Hristos, te-ai unit, m-am unit cu Hristos, cred lui, crezi, crezi, lui ca un împărat și Dumnezeu și te închin lui, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trăime cele de o ființă și nedespărțite. Așa zicem și la sfârșitul fiecarei liturghii am văzut, am aflat credința cea adevărată, că ne despărțită trăim închinându-ne, că aceasta ne-a pe noi. Deci bineînțeles că înnoirea aceasta care ne vine în Hristos și de care ne împărtășim prin botez, cum se împărtășește creguța altoită pe pom sau pe butucul viței, aduce și noi această înnoire prin har. Prin har. Harul este mijlocul prin care se împărtășește viața Domnului și trăsăturile Domnului vin în noi și să refacă în măsura în care lucrăm și dorim asta, subscriem la asta. Da, mulțumim. Cum să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să ne pierdem de toate lucrurile acestea lumește? esențial, mi se pare. Nici nu vă dați seama, dar esențial este să dorim. E esențial să dorim. Vreau, Doamne, să fiu mai aproape de tine. Și spuneți asta, spune asta, soră, frate, spune Domnului asta mereu. Învață-mă. Apropo că ziceam de voia lui Dumnezeu, învață-mă să fac voia ta. Învață-mă să fiu aproape de tine. Arată-mi calea în care voi merge. Duhul tău ce bun mă va povățui la pământul cel drept, apropo de Psalmul 142, pe care auzim parte din el, auzim din versetele astea și la, la doxologie, spre luate în doxologie, la sfârșitul trenii. Deci, vreau, Doamne, să fiu mai aproape de Tine. Cred că asta este esențial, dar ca Sufletul nostru să aibă vigoarea necesară, atunci trebuie să învățăm să atragem, să absorbim, să atragem harul lui Dumnezeu, să ne hrănim cu cuvântul lui, Duh și viață, cu trupul lui și sângele lui adevărată mâncare și adevărată băutură, să chemăm numele lui, să învățăm să ne întoarcem la el mereu, mereu, că asta e esența pocăinței, pocăința cea de toată vremea, întoarcerea mereu la Domnul, la cel cu care vreau să fiu. Vrei să fii aproape de Dumnezeu? Întoarce-te la el mereu. Și nu zăbovi nici măcar în autoanalize și nici măcar în în autoponegriri și auto autodiagnosticări uh, și autoetichetări. Întoarce-te la Domnul și du la Domnul ce ești, cum ești, ori tot gândul de să fii mai aproape de Dumnezeu și să, să, să și împărtășesc cu Domnul tot ce trăiesc și tot ce văd. Să duc orice poate să ducă la Domnul. Văd ceva frumos, slavă ție, Doamne. Văd ceva dureros, Doamne miluiește, Doamne ajută. Văd un accident, Doamne ajută și la oamenii ăia. Și așa mai departe. Orice pricină și orice, orice context e favorabil și benefic în direcția asta. Dar trebuie să ne folosim de ele. Și atunci asta ne aduce aproape de Domnul și Uh, uh, zicem și noi cam psalm Să știți că psalmii sunt psalmi care ajută mult la asta Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea Pururea lauda lui în gura mea e psalmul 33 Care ar trebui să se zică de fiecare dată după liturghie Sau bine cuvintează suflete al meu pe Domnul Și toate cele din lăuntul meu numele cel sfânt al lui Este primul verset de la psalmul 102 Care ar trebui să se cânte întreg Măcar din când în când nu, noi citim un singur, cântăm un singur verset, primul și ultimul din Psalmul 102. El e foarte frumos, Psalmul 102. V-am dat câteva exemple. Deci... Bun. Acum chiar ultima, da. Mai, mai dire mai. E, problema cu iertarea. Cum să iertăm? Că, dar problema uitării intră după ce am de iertat, îl iert, dar cum să uit? Spune în domn. Și aici, dacă n-am mai căutat atâtea motive, noi avem presia că dacă o să avem motive să-l iertăm sau dacă găsim motive să-l iertăm în circunstanțele situațiilor, gata, o să-l iertăm. Ne încălcim motive. Motivele și căutarea motivelor întrețin în suflet răvășirea pe care o a dus-o, situația care mă determina să mă supăr pe persoana respectivă sau să mă uh, Alegerea uh, Iertare este alegere, cum am spus. Aleg să cred, aleg să am încredere, aleg să iert. Vreau să iert și aleg să iert. A, văd că inima mea se împotrivește sau mi-e greu. Asta e altă poveste. Cel mai important, cum spuneam, și cu să fiu aproape de Dumnezeu, e vrutul. Vreau să iert. Doamne, vreau să iert. Doamne, nu pot să iert. Sau Doamne, ea vreau să iert. Încerc să iert. Simt că iert, dar nu pot să uit. Să mă raportez la Domnul. Că principiul iertării este legat de principiul iubirii. Și pentru Domnul și pentru Evanghelia Lui. Apropo de ce zicea la Evanghelia de la Marcu astăzi, eu iert. Pentru iubirea Lui eu iert. Pentru faptul că El mă iartă pe mine, eu iert. Că ceea ce mi iartă El mie, poate că e mult mai mare, cum era la acela cu 10.000 de talanți, decât ce am eu de iertat la, acel, la cel care m-a supărat pe mine, care poate valorează cât 100 de dinari. Dar Dumnezeu înțelege dificultățile noastre, înțelege dificultățile și înțelege greutatea cu care noi suntem uh, 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 împietriți și apăsați ca să nu putem să iertăm. Dar când înțelegem cât de, cu câtă iubire ne iartă Dumnezeu pe noi și cât se bucură Dumnezeu să vadă că noi iertăm, așa cum iartă El, că ce zicem, ce zicem la Tatăl nostru? Și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Ne iartă nouă precum și noi iertăm. Și din interes a trebuit să iertăm. Și începeți să începe prin a voi. Eu vreau, Doamne, să iert. Vreau să iert. Doamne, ajută-mă să iert. Vreau să iert, ajută-mă să iert. Și de la vrut și de la consimțit în lăuntru nostru, Dumnezeu face partea Lui și cu harul Lui, cu ajutorul Lui, ajunge omul cu adevărat să ierte și cu adevărat să uite, dar uneori rănile pot să fie foarte adânci. Și Dumnezeu nostru știe că avem nevoie de timp ca să o facem. Dar dacă intrăm în veșnicie vrând să iertăm, chiar dacă uneori ne mai aducem aminte sau n-am iertat de plin, dar ne pocăim și cerem iertare. Doamne, iartă-mă că avea să iert, dar nu. Uite, mi-este greu să iert. Nu vreau să iert, E problematică. Adică nu vreau să iert înseamnă că în principiu nu a trebui să mă împărtășesc cu trupul Sângelui sângelul Hristos. Dar nu pot să iert? Da. Împărtășindu-mă cu trupul și sângelul Hristos, nu pot să iert va veni, va deveni pot să iert. Și va deveni simțământ de iertare. Că trăirea noastră, prin har, ea se preface, așa cum ziceam, chipul schimonosit, chipul desfigurat al lui Dumnezeu în, în om să transfigurează, să înnoiește, să restaurează. Și asta ce-a făcut Domnul în persoana lui cu firea omenească, împlinește prin har în fiecare dintre noi. Și vrea să împlinească prin har în fiecare dintre noi. Esențialul este să vreau. Să vreau. Eu vreau și subscriu la asta și îi spun la Domnul asta și îl rog să mă ajute și pe mine. Restul, să fim siguri că Dumnezeu face partea lui. Partea noastră asta este. Da, mulțumim prezenția voastră. Slavă Domnului! Păi ne oprim, e ora 20, e duminică seara, săptămâna viitoare mi se pare că este sâmbătă seara, Acum, nu, la ora 19. Acum o să pun pe ecran. Sper că se vede. Următoarele două întâlniri o să fie sâmbătă, sâmbătă 13 și sâmbătă 20. Și sâmbătă 20, dar la ora da. 19, amândouă. Da, așa da. Vedem. da, da. Deci reamintim aceste două date, dar oricum o să uh, reamintim și pe mail, și pe uh, WhatsApp și pe celelalte canale de uh, sociale. Da, e posibil, așa doar ca idee pentru cei care urmăriți sau care mai spune și altora, uh, e posibil să mă interese să fac totuși tot pe... 20 În loc de 28 pe 27, 28 e destul de aglomerată ziua și poate să face pe 27 seara, dar dacă mă decid să fac lucrul ăsta, o să anunțăm din timp, adică cel puțin, cel mai târziu de data viitoare. Dar sâmbătă mm. sâmbăta viitoare, 13, sâmbăta cealaltă, 20, e confirmat la ora 19, adică după ce se termină vecernia, să vecernia. putem să, să convorbim sâmbătă seara. Între timp, domnul, să vă ajute și să vă dea înțelegerea cea dreaptă, simțirea cea dreaptă și să vă deschide inima să primiți iubirea Lui și să dați dramul de iubire pe care puteți să-L dați, cât înțelegeți. Dați, să dăm iubirea Lui Dumnezeu, că de acolo o să naște și să trezește și iubirea aceea mai sănătoasă, mai dreaptă, mai adevărată față de, de așa cum o poruncește și o ne, ne, așa cum ne roagă Domnul să facem, că Domnul ne roagă. Așa, să zicem ceva la Maica Domnului și să, să încheiem. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, cu bine se cu adevărat să te fericim, născătoare Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstit decât Heruvimii și mai mărită fără de asemenea decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne ți de Părinte, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și al să vrea de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul să vă bucure, să vă binecuvinteze pe toți seară cu pace și cu bucurie. Се се вајба, Домно, паза петос. Добар ден. Добар ден. Муцемим.